După ce au criticat condițiile de selectare a familiilor ajunse la 50 de ani de căsnicie, eligibile să participe la evenimentul Nunta de Aur, liberalii au făcut o propunere cel puțin ciudată. Astfel, consilierii PNL Gorj au cerut suplimentarea bugetului cu 25.000 de lei pentru invitarea la nuntă a persoanelor văduve. Propunerea este în totală contradicție cu semnificația evenimentului și așa controversat. Liberalii vor să acorde diplome și câte 250 de lei pentru soțul sau soția supraviețuitoare. Evenimentul Nunta de Aur, devenit tradiție la Târgu Jiu, ar putea lua o întorsătură ciudată. Liberalii au înaintat în această dimineață primăriei Târgu Jiu un proiect de hotărâre prin care cer suplimentarea bugetului pentru acest eveniment. Anul acesta, la petrecerea organizată în cinstea partenerilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie, ar putea să se înscrie și persoanele văduve. Au fost mai multe sesizări ale cetățenilor care anul acesta fac 50 de ani din momentul în care s-au căsătorit. Și a spus, dom'le, E corect. Noi ne-am pierdut soțul, nu l-am ucis, nici nu am făcut ceva ca să dispară. Am vrea să participăm și noi. Avem 50 de ani de la momentul căsătoriei, dovedim prin certificatul de căsătorie. Vrem să participăm și noi la acest eveniment. Acum, de ce ar participa la acest eveniment doar cei care au reușit, și e foarte bine că au reușit să rămână 50 de ani în familie? De ce n-ar participa și oamenii care, din anumite motive care nu sunt legate de ei în mod deosebit, și-au pierdut pe parcursul vieții partenerul de viață? Legat de această solicitare, reprezentanții municipalității au declarat că urmează să fie cât mai urgent pusă în dezbatere. Nu am nimic împotrivă să suplimentăm bugetul în funcție de numărul de cupluri care vor participa la acest eveniment, dar e destul de ciudată această solicitare, întrucât se dorește ca persoanele care au pierdut sau și-au pierdut perechea să vină să participe alături de cuplurile care sărbătoresc acest eveniment. Surprinși de această cerere sunt și alți consilieri locali. E nuntă sau e o pomană? Că dacă nu sunt ambii soți, ce nuntă este? Acum, știți cum e, nunta e până la moarte, că așa se zice, când te căsătorești, se căsătorești până la moarte. Deci dacă a murit unul din soți, nu știu. La un asemenea eveniment ar trebui să fie prezenți ambii parteneri, susțin o parte dintre cetățenii. Vor să-i premieze și pe cei care sunt văduvi. Cum vi se pare acest lucru? Ar mai fi nuntă de aur sau pomană pentru pensionari? Pomană. Nu știu cum să mă exprim. Dacă a decedat mai de mult și are bună voință și să simte și poate să reziste la așa petrecere, să vină, iar dacă simte în suflet că nu poate, să rămână acasă. Deci nu se poate celebra acest moment doar cu o singură persoană. Bineînțeles, da. Până la această dată, peste 60 de cupluri s-au înscris la evenimentul Nunta de Aur organizat de autoritățile locale de Dragobete.